cea de-a doua ediție a proiectului Eficiența energetică în viața oamenilor din Tiroda. Numele meu este Dumitru Chiseliță, sunt profesor la Facultatea de Construcții din Brașov. Mă ocup de partea de eficiență energetică de mai bine de 24 de ani, fie că vorbim de eficiență energetică a clădirilor, fie că vorbim de eficiența energetică în industrie sau în municipalități, fiind autorizat în acest sens de mai mult 10 ani de către instituțiile abilitate pe această zonă. Sunt același timp președintele Asociației Energie Inteligentă, partenerul primăriei Tiroda în acest proiect, un proiect finanțat din fondul norvegiene cu scopul de a discuta problematica energetică în perspectiva anului 2050, lucruri care sunt în dinamică, într-o foarte mare dinamică în momentul de față și care vor afecta foarte puternic viața comunităților, dar și viața oamenilor. Fac această activitate de a încerca să aduc o serie de informații în viața oamenilor. Din 2006, atunci când am înființat Asociația Energie Inteligentă, am început cu un proiect care se numea Preț Corect la gaze naturale, un proiect prin care încercam să învăț oamenii despre ceea ce va însemna momentul în care piața se va liberaliza. Din păcate și atunci ca și acum, sălile erau la fel de pline și oamenii plângeau după aceea în punct când li s-a dublat, triplat prețul gazelor, când semnau ca anumite animale cu coarne, niște contracte și după aceea le părea rău. Din păcate, este o caracteristică a societății noastre și este și rezultatul că suntem unde suntem și va fi și rezultatul că vom fi unde vom fi. Înainte să intru în dezbaterea propriu-zisă de astăzi, știți că probabil este momentul de față această isterie cu centralele de bloc. Și până seara am fost invitat la Antena 3, mă rog, invitat de la Timișoara, când am deja la Timișoara, discutând cu Mucul Ciubic, cu Radu Tudor, cu generali care sunt omniprezenți acolo, cu alți jurnaliști. Și le explicam, da, marți s-a votat o directivă europeană în care reprezentantul României în Ministerul Dezvoltării a semnat, vorbesc de fazele premergătoare, după care parlamentarii, europarlamentarii români, de asemenea, au participat la acest vot, ca începând cu 2040, gazele să nu mai fie folosite în scopul de a încălzi imobile și locuințe. Deci, pur și simplu, dacă această directivă se va transpune în legislația națională și ea va rămâne așa, nu avem un control decât să începem să ne smulgem centralele din perete, să le ducem în piața mare și sub inchiziția verde să le ardem într-un mod foarte festiv, așa. Asta în condițiile în care politica românească înseamnă 4 miliarde de euro care trebuie investiți în următorii 4 ani pentru extragerea gazelor din Marea Neagră, 64 de milioane de euro în proiectul Anghel Salig pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție. Mai sunt încă 800 de milioane de euro dezvoltare, conducte de transport, SRMP-uri, racorduri, extinderi de rețele și la care se mai adaugă încă în jur de 3.500 de euro, care e contravaloarea montării unei instalații de gaze în interiorul unui imobil. Când se vor termina toate acestea? Cam pe când trebuie să smulgem centralele să le aruncăm? Și e o întrebare destul de idiotă, când suntem proști, când am acceptat să participăm la această eliminare sau când aruncăm acești bani, pentru că să știți că, din păcate, nu-i aruncăm. Din păcate, toți acești bani vor fi purtători de dobândi, banii sau de la bănci. Ei nu se vor recupera într-o variantă de business și atunci cineva va trebui să îi plătească. Din creșteri de impozite, din creșteri de taxe, din alte elemente.
Deci tot ceea ce ni se întâmplă, ni se întâmplă exclusiv datorită nouă. Deci nu e vinovat nici Putin, nici Bruxelles, nici americanii, nici nimeni altcineva. Există un singur vinovat și aceea suntem noi. Și ca să întâlnim povestea de aseară, discutăm cu acești oameni, mă rog, pe textul directivei votate marți, la care au zis, domnule, hai domnule, că nu-i chiar așa. Domnule, discutăm de o lege care tocmai s-a votat. Hai domnule, că nu-i chiar așa. Adică cam asta suntem, deși evidențele sunt foarte clar în fața noastră, deși am fost cei care am creat aceste evidențe sau aceste lucruri, din păcate venim și spunem, nu-i chiar așa, așteptând un miracol să vină. Mă rog, România, din fericire, de foarte, foarte, foarte multe ori, a fost lovită de miracol. Problema că nici aceste miracole nu vin la nesfârșit. Pentru că, de exemplu, dacă vorbim de centrale, e foarte interesant o statistică și o găsiți pe site-ul Asociației Energie Inteligentă, pot să o pun și aici, dar nu facea parte din prezentare pe problematica apărurie dimineața. Care este, în momentul de față, dependența de importul de gaze la nivelul fiecărui țări din Uniunea Europeană. Sunt date statistice ale statului și care arată că la anul 2021 România era cea mai puțin dependentă țară de import față de toate cele. Dar mai interesant este o statistică pe care am făcut-o în anul 2040. În 2040, într-o proporție covârșitoare, adică peste 80% din țările Uniunii Europene, ar trebui să fie dependente 100% de import. Sunt doar câteva țări care sunt sub 100%, iar există o singură țară care este sub 50% și asta e România. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă pentru majoritatea țărilor 2040 să smulgi centralele din plete și să le arzi în viața publică este o chestie absolut normală. Pentru că la acel moment, o să vă arăt astăzi niște analize, problematica gazelor importate va fi una foarte mare. Vor mai fi. Și atunci, da, e absolut normal să te pregătești, e absolut normal să vii cu astfel de măsură, în sensul în care, atunci când se va întâmpla acest lucru, deja să fii pregătit pentru ceea ce se va întâmpla. România nu se găsește într-o astfel de categorie. Și tocmai pentru aceasta trebuia să facă singur front comun împotriva unei astfel de decizii, în sensul în care să-și apere interesele, să apere interesele oamenilor, să apere o situație particulară în care se găsește. A fost mult mai comod să mergem cu valul, valul fiind impus de francezi, deci francezii au cerut acest 2040, e adevărat că erau alte țări care vreau 2035, deci cumva așa o să vedeți că în curând o să ni se prezinte ca o mare realizare, de la 2035 am dus-o la 2040, dar în totală neconcordanță cu realitățile românești. Și pentru că toți suntem la subiectul ăsta și subiectul zilei, ar trebui să vă spun un pic mai mult despre această directivă și despre ce va urma. În primul rând, probabil că știți sau nu știți că există două acte de reglementare la nivel european. Există regulamente și directive. Știți care, sau hai să spun așa, este particular. În situația în care, ce înseamnă directivă? Știți, v-ați confruntat cu ea, ați lucrat, au zis toate ziua, domnule, directivele, Bruxelles, directivele. Ce înseamnă directiv din punct de vedere al tehnicii legislative? O directivă, nu contează, pe gază, pe energie electrică, pe flori, pe orice. Știți ce înseamnă? Legislația Parlamentului European, care este transpusă în legislațiile statelor. Exact. Deci directiv. Corect. Deci directiva două direcții, urmând ca fiecare stat, ținând seama de particularitățile proprii, să stabilească cum se atinge acea direcție. Dar direcția rămâne. Adică nu poți tu ca stat să vii să zici, domnule, nu-i 2040. Deci tu poți ca stat să zici, domnule, noi tragem de centrală până în 2039. Dar în 2040 trebuie să respecti directiva. Adică poți să-ți construiești drumul până la momentul X, dar nu poți să schimbi momentul X sau locația X. Regulamentul, așa cum a spus colegul, într-adevăr, se transpune automat. Adică s-a dat regulament, e ca o lege. Dar e mai puternică ca o lege din România. De exemplu, dacă am un regulament
să spunem, care va ieși. Deci vă vând acum așa un pont, în curând o să vedeți că o să apară un regulament care se va numi Eco-Design. Sunt două directive care au fost emise, una în 2007 și una în 2013, de Eco-Design, acum se va transforma din directivă în regulament. Deci, cum a spus foarte bine colegul, el se va aplica în momentul în care se va aproba, pur și simplu se va aplica în România. Regulamentul Eco-Design este, este regulamentul care în 2013 a interzis vânzarea centralelor care nu erau în condensație. Probabil că dacă ați avut careva centrale acasă și le-a schimbat după 2013, au venit firma de instalație și spune, trebuie să vă pun obligatoriu centrală în condensație. Acest obligatoriu a derivat din această directivă Eco-Design, care a fost transpusă în legislația românească și care, practic, a interzis vânzarea centralelor care nu sunt în condensație. Și ca tare, când ți s-a stricat central, chiar dacă aveai acasă în 2018 și te-ai dus la firma de instalație, nu poți să spun decât o centrală în condensație. Regulamentul acesta este în schimbare din anul 2022 și, practic, ultima variantă, în care ești în noiembrie, stabilea interzicerea vânzărilor centralelor pe gaze naturale, începând cu anul 2030, l-a trecut acolo. Deocamdată nu avem forma finală, dar acum, cumva, venind 2040, lucrurile cam au o logică. Pentru că directiva spune 2040 este momentul în care nu se va mai folosi gaz. Dar tu, ca să atingi momentul ăsta, trebuie să începi cam cu 10-15 ani înainte. Și eu mă aștept ca să apară aceste regulamente Eco-Design în curând, probabil o lună, două, trei, și care să aplice acea formă din noiembrie, în care, probabil, din 2030, nu o să mai poți să vinzi central. Ce înseamnă asta? Că, de fapt, momentul nu este 2040, ci este momentul, va fi momentul mai devreme și e normal, pentru că 2040 trebuie să nu mai existe nimic de genul ăsta în casele oamenilor. Dar, întorcându-mă la discuția de aseară de la Antena 3, absolut nimeni, sau vorbim toți cei din studiat, pentru că nu se poate. Deci nu se poate, ce zici, mata, nu e în regulă. Nu, eu nu fac decât să citesc. O lege, mă rog, sau o directivă care trebuie transpusă în lege. Nu se poate, nu există, nu se va întâmpla. Ăștia suntem, din păcate. Chiar dacă evidența este foarte clară în fața noastră, avem această posibilitate să refuzăm ceea ce este clar în fața noastră și suntem dovada vie a ultimelor 33 de ani ce se întâmplă. Bun, ca să nu închei așa puțin, regulamentul se transpune, regulamentul în momentul în care s-a aprobat, el trebuie aplicat de către toate țările membre ale europene. Dar ce se întâmplă dacă am un regulament și o lege care stabilește acest lucru? Același lucru. Să spunem că am un regulament care spune că se interzic ce vânzarea centralelor pe gaze naturale și am o lege care spune că centralele pe gaze se pot vinde în continuare. Care credeți că se va aplica? Și pe directivă se declanșează procedura de infringement. Deci procedura de infringement înseamnă absolut orice încălcare în legislația europeană. Iar directiva, încă o dată, stabilește direcția. Atât timp cât tu, prin legislația proprie, încalci această direcție, infringementul se aplică. Problema cu infringementul, românii s-au obișnuit. În cariera mea am lucrat și la Bruxelles, am lucrat și în Guvernul României și pe vremea aceea, mă rog, fiind experți tehnici, ni se cerea, și mi-aduc aminte că i-am făcut domnului Ponta o analiză pe lege, cum pot să scap de infringement. Și conform termenelor legale, poți să duci un infringement 6 ani. Deci oricum scap de mandatul tău, mai sunt încă 2 mandate după tine, te doare în cont de tot ce se... Asta e realitatea, pentru că sunt niște proceduri. Până depui, până se face anchetă, până se face analiză, se merge la forul superior. 6 ani de zile durează. Adică, faptul că o să apară infringement, astăzi oricum ăștia o să fie de mult în alți pantaloni și în alte geci decât cele care sunt actuale. Dar totuși, de ce regulamentul, cum spunea colegul, se aplică cu prioritate sau se aplică în fața legii? De ce credeți asta? Cui se datorează acest lucru? Deci, de ce, într-adevăr, deci dacă am o lege și am un regulament, ambele spun același lucru, trebuie să aplici regulamentul. Și nu lege. Deci faptul că vine vine Parlamentul României, vine Guvernul și spune ceva, nu are, nu face nici cât o ceapă degerată, dacă am o regulament european. Doi bani face. Dar de ce? Cui se datorează acest lucru? Nu prea datorii de aderare. Nu.
dumneavoastră. Deci dumneavoastră, în anul 2003, dacă vă aduceți aminte, ați votat modificarea Constituției. În Constituția României există un articol care spune în mod explicit, pe care, care a fost modificat atunci și l-a făcut poporul, deci nu l-a făcut nici parlamentarul, nu l-a făcut nici președinte, nici guvernul, l-a făcut poporul, și care spune că, în conformitate cu Constituția României, regulamentele europene se aplică cu prioritate dacă o lege spune exact ce spune și un regulament. Adică dumneavoastră ați hotărât treaba asta și ca tare dumneavoastră trebuie să răspundeți pentru ceea ce ați hotărât. Deci Constituția României stabilește că regulamentele se aplică cu prioritate, chiar dacă o lege românească spune cu totul și cu totul altceva. Am făcut această introducere ca să intrăm doar în subiect și să vedeți cât de importantă e informația și cât de mult face diferența între a ști, a face și a te folosi de o informație sau a vorbi, de dealul de a vorbi și de dealul de a umple un spațiu, un timp sau ocupația interlocutorii. Acum, ca să nu închei cu centrale, pentru că cumva se leagă de subiectul nostru, această directivă, de fapt, are trei direcții principale asupra centralelor. Nu numai asupra centralelor, pentru că nu intră doar centrale. Aici intră și somele, aici intră și cazanele de paie, aici intră tot. Deci nu discutăm. Și nu intră doar gaz. Intră la fel și cărbunele, intră la fel și orice alt produs care produce, de fapt, dioxid de carbon sau care este ars. Orice. Directiva vorbește de combustibil fosil. Deci nu vorbește de gaz, nu vorbește, vorbește de absolut tot ce înseamnă combustibil fosil pe linia asta. Și are trei elemente importante. 2025, adică peste câteva luni, dacă ea va fi transpusă în legislația națională, probabil că va fi transpusă, mult te poți juca, nu mai se pot acorda subvenții. Din fericire, în România oricum se acordau subvenții, asta nu o să ne afecteze în foarte mare măsură. Nu se mai dau subvenții, nu se dădeau subvenții, deci cumva este egal cu zero. Dar din 2027, primăriile, instituțiile publice, în general, trebuie să fie foarte atente, pentru că nu se mai acceptă să se construiască clădiri noi sau să se modernizeze clădirile vechi și să se mai folosească combustibil fosil. Adică, în momentul în care vrei să-ți faci astăzi absolut orice public, o clădire publică, primărie, nu știu, instituții, ori de care vrei, inclusiv ANL-urile, dacă le vreți, nu mai au voie să ai de așa ceva. Dacă proiectul va fi realizat și implementat după 2027. Aceeași prevedere se va aplica pentru casă. Deci cei care o să-și construiască case peste 5 ani, deci mai aveți 5 ani de zile la dispoziție, să prindeți gaz. După aceea, canci gaz. Adică trebuie să fie foarte clar, dacă vreți să vă faceți casă, aveți timp încă 5 ani de zile să mai prindeți gaze, după care nu o să mai existe această posibilitate. Iar după care, 2040, așa cum este trecut în directivă, vorbim de eliminare. Asta înseamnă că va fi un program care trebuie să înceapă cel puțin cu 10 ani, eu aș spune chiar 15 ani înainte. De ce? Pentru că o centrală termică are o durată de viață cam de 10-12 ani. Asta înseamnă că pentru a gândi totuși logic, nu pot, știind că eu în 2040 nu mai ai, vreau să te mai las, vreau să vă gazele, eu ca să nu desfășur un, să nu am un comportament irațional din punct de vedere economic, trebuie să îți interzic cam din momentul sau dinaintea momentului de stricare sau în fine, de ajungere la termenul de viață al centralei respectiv. Asta înseamnă cel puțin 2010, dacă nu chiar în 2030 sau dacă nu chiar 2028-2025. Deci cumva am vrut să închid acest pachet pentru că este cumva subiectul zilei și cred că este de interes pentru fiecare dintre voi și mai ales pentru diverse posturi în care vă veți găsi la un moment dat. Nu știu, vreau să-mi cumpăr o casă în apartament, să-l construiesc, să-l modernizez, apar n-am vrea primăria să facă nu știu ce centru. Trebuie să vă gândiți la aceste lucruri. Nu sunt neapărat niște lucruri rele. Adică trebuie să ne gândim și o să vă arăt că oricum gazele se duc. Noi avem situația fericită că în 2015, când trebuia să înceapă exploatarea gazelor din Marea Neagră, n-am făcut, mă rog, fericită cu ghilimele de rigoare. Și atunci, cumva, am fost defazați cu vreo 10, 12, 15 ani și suntem în poziția asta. Dar altfel nu se vor găta, că nici gazele astea nu o să țină foarte mult.
considerând că după 2050 oricum o să avem alte probleme de natura călzii. Dacă aveți întrebări pe subiectul ăsta, vă stau cu toată plăcerea la dispoziție, pentru că, repet, e cumva subiectul zilei și mi s-a părut normal să încep cu el. Dacă nu, o să intru în subiect, mi-ar plăcea, pentru că toți suntem foarte puțini, Telegram, ai văzut era frumos, să avem un dialog astăzi și nu neapărat să stau eu să vorbesc aici ca o mare stricată și, mă rog, să fiu sau să nu fiu în concordanță cu interesele private, particulare sau anumite aspecte pe care dumneavoastră le aveți din viața de zi cu zi sau în viața profesională în care vă desfășurați. Deci rugămintea ar fi ca, pe cât posibil, să avem un dialog și nu doar un monolog astăzi. Acestea fiind zise, o să intrăm în subiectul de astăzi, Green Deal-ul construcțiilor. O să abordăm mai multe subiecte astăzi și o să încep cumva cu o introducere. Știți că în 2019 Parlamentul European a adoptat acest program Green Deal, care a fost adoptat și în România. El are mai multe faze dezvoltate ulterior. Fit for 55 e o modificare sau o adaptare a programului Green Deal, care are 13 direcții principale de acțiune foarte importante. Deci aici discutăm de creșterea reabilitării termice a clădirilor. Discutăm de stocarea carbonului. Discutăm de restricțiile în mobilitate, atât de mobilitatea urbană, interurbană, mobilitate pe terestră, feroviar, aerian și maritimă. Discutăm de biocombustibil, discutăm de bioenergie. Sunt mai multe direcții în acest Fit for 55. Este Repower EU, care a fost un alt program aprobat în 2022 cu scopul de a scăpa de dependența de Rusia și în care s-au stabilit iarăși 10 direcții de acțiune. Nu vreau să intru neapărat în ele, că ele par destul de plictisitoare. Așa, ok, ce zic ăștia? Dar peste 5 ani să nu mai avem centrale aia. Din păcate, o să vedeți că la un moment dat o să fie atât de prins în clește, în care o să-ți pare rău că n-ai făcut ceva câțiva ani în urmă și toate aceste programe care nouă ni se par interesante doar din perspectiva a lua fonduri. Fiecare program are o parte de obligație, dar are și o parte de oportunitate, în sensul în care sunt anumite măsuri care îți permit fie să accesezi niște fonduri, fie să accesezi niște credite cu dobânzi preferențiale. Și pe noi, cumva, nouă ne plac chestiile astea și, în general, când facem câte un proiect, scriem o grămadă frumos, uite, domnule, ce așa, dar, de fapt, nu facem nimic în spatele activităților, dar, ca să luăm banii, ne dăm și noi rotuns pe linia asta. Și aici mai fac o paranteză, dacă sunteți interesați, am publicat acum 2 săptămâni pe site-ul asociației un studiu referitor la modul de îndeplinire a României a elementelor asumate în ceea ce privește schimbările climatice. Adică România a zis, domnule, noi până în 2021 facem asta, până în 2023 facem asta, până în 2024 facem asta. Și am făcut o analiză din ce a promis România, ce a făcut. Bineînțeles că suntem pe ultimul loc sau pe ultimul loc la toate. Deci, mă rog, sunt situații că nici nu apărăm în statistică. Adică eram atât de n-a făcut nimic, nici nu ne-am mai băgat în statistică. Lipsim, pur și simplu, din statistică. Suntem totuși campioni la ceva, mă rog, locul 4, nu chiar campion, dar suntem totuși în primele 4, la ce credeți că suntem campioni? Din punct de vedere al protecției mediului și schimbărilor climatice. Altfel o să ziceți la cele mai mici salarii din Europa. Dar nu la asta vreau să fac referire, ci din punct de vedere al schimbărilor climatice. La ce credeți că suntem campioni? Proiectele, locul 4. Da? Nu, dacă acolo suntem campioni, chiar în sens pozitiv, o zic, nu în sens negativ. Deci, în sens pozitiv. Cum am zis că suntem la coadă, peste tot. Dar avem totuși o poziție unde avem locul 4. Din perspectivă mediu, schimbări climatice. Mă rog, până în 2023 sunt datele Eurostatului și până în 2023 raportat la, hai că vă ajut, raportat la 1990, așa e indicatorul calculat.
Deci este un indicator, este o asumare pe care s-au făcut toate statele. Ținta este undeva la vreo 35%, la 35%. Bine, ținta e pentru anul 2025 la 35% și noi avem 57%. Deci am depășit aproape de două ori ținta aceasta. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Deci suntem campioni. Avem pe locul 4 în Europa, doar că am făcut într-un mod foarte idiot. Adică n-am redus emisiile de dioxid de carbon păstrându-ne fabrici, având productivitate, având circularitate, ci tăind, închizând. Da, și am ajuns campion. Repet, într-un mod foarte nărot. Celelalte trei țări dinaintea noastră sunt tot țări din Europa de Est, adică care au făcut exact ca și noi, au tăiat. Și da, am ajuns campion, dar repet, într-un mod foarte aiurea. Deci ăsta este Green Deal-ul care s-a stabilit, care a fost aprobat în 2019, după ce am făcut mai multe proiecte, programe în spate, dar ce v-ați întâlnit mult, vezi, Green Deal sau Pactul Verde, dacă vreți în traducere în limba română, ați auzit de el, ce credeți că este, în ce mod credeți că vă afectează, ce elemente determină, încotro ne dreaptă Green Deal-ul, de ce s-a făcut Green Deal-ul, ce știți de pe el? În primul rând, v-ați întâlnit cu el, ați auzit de el? Pactul Verde sau Green Deal-ul? Nu? Nimeni? Ok. Deci, spuneam că el a fost stabilit în 2019 cu scopul de a înverzi Europa. Adică Europa, prin țările sale, să ajungă să folosească energie verde, să-și reducă emisiile de dioxid de carbon, să dezvolte o grămadă de proiecte care sunt prietenoase cu mediul, să protejeze mediul, etc. Acesta a fost mesajul pentru care a apărut acest Green Deal și în continuare acest mesaj se vinde pe piață. Singura problemă e că o să vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Sunt câteva elemente importante. Europa neutră din punct de vedere climatic. Deci asta prevede Green Deal. Din păcate, directiva la care făceam deja referire, cea a eficienței, a schimbat deja conceptul Green Deal. Deci Green Deal-ul a apărut în 2019 și vorbea ca să reducem emisiile cu 5% până în 2030, comparativ cu 1990. Deja a apărut Fit for 55, care vorbește de 2030, 5% reducerea emisiilor. Păi, diferențele am atins și chestia asta deja, că s-a învățat în locul, și să ajungă în 2050 la zero emisii nete. Deci asta era în Green Deal. Deja spuneam că noile directive care au apărut, sunt noi regulamente, nu mai vorbesc de emisii nete de gaze cu efect de seră, și vorbesc de emisii, reducerea la zero a emisiilor cu gaze cu efect de seră. Care este diferența esențială între emisii nete și emisii zero. Deci, regulamentul acesta, Pactul Verde, Green Deal, spune că noi, la noi acasă, până în 2050, trebuie să ajungem la zero emisii nete de dioxid de carbon. Există, spuneam, directiva care vorbește deja că în 2040 să atingem zero emisii de dioxid de carbon. Care este diferența esențială între emisii nete și emisii zero? Nu v-ați întâlnit niciodată cu... sau nu v-ați întâlnit niciodată problemă? Nete se referă, se raportează și la cât se consumă de plante și de... sau nu neapărat. Deci nete se referă într-adevăr la modalitatea ca o parte de emisii de dioxid de carbon să le captezi și să le stochez, fie sub formă de carbon în plante, fie sub formă de dioxid de carbon injectat în mine, injectat în sonde parasite, injectate în apă. Asta înseamnă că, în conformitate cu Pactul Verde, care e încă în vigoare, noi ar trebui în 2050, deci dacă avem o casă aruncă în aer cam 3 tone de dioxid de carbon anual cu o centrală termică, deci avem o astfel de casă. Noi, în anul 2050, trebuia să facem dovada ca avem, să zicem, 7 hectare de pădure care înmagazinează 3 tone de dioxid de carbon și atunci îndeplineam condiția. Adică,
emiteam 3 tone de dioxid de carbon, stocam 3 tone de dioxid de carbon și aveam 0 emisii nete. Asta era conceptul. Spuneam că deja directivele acestea care apar nu mai vorbesc de emisii nete, ci vorbesc de 0 emisii de carbon. Adică, pur și simplu, trebuie să ajung în situația în care să nu mai scot deloc dioxid de carbon în atmosferă. Spuneam că aveam aceste 4 ținte, Europa de Otomenire Climatic, renovarea clădirilor, 2019% din clădiri să fie renovate. Știți câte clădiri am reușit să renovăm la nivel de ani între 2020 și 2022, că la atâta găsim cifre pe MLPDL. Deci mulți, 1%, 0,0, mai știu, 2%, ceva de genul ăsta, cifre, adică bun. Dar directiva care tocmai a fost asta vorbește de 3% din fondul de clădire pe an. Adică noi n-am fost în stare 1%, dar deja avem 3% stabilit prin noua directivă. Mă rog, colare se oferă diversele zone și aici, nu știu dacă ați auzit, sau v-ați întâlnit cu taxonomia. Ați întâlnit cu taxonomia? Deci taxonomia a apărut în 2020, 2023 a fost experimental, 2024 devine obligatoriu, 2025 se auditează. Apar rapoartele de taxonomie sau rapoartele non-financiare. Absolut orice societate comercială trebuie să, mă rog, deocamdată, orice societate comercială peste 500 de angajați și respectiv peste 500.000 de euro cifra de afaceri, trebuie să depună începând de anul acesta rapoarte non-financiare, care nu sunt nimic altceva decât niște raportări în baza unor standarde, similare cu standardele contabile, privind modul în care a redus poluarea și s-a implicat în reducerea poluării. Deja sunt condiționate anumite investiții de aceste rapoarte. De la anul se vor și audita. Asta înseamnă că într-un interval de câțiva ani nu o să mai poți să zici salariul de la firma respectivă sau firma nu o să mai poată plăti salariul, în sensul că banca nu are voie să-ți elibereze respectivii bani, chiar dacă-s banii tăi, decât în situația în care ai aceste rapoarte non-financiare și îndeplinești condițiile stabilite din stat. Adică ca să înțelegeți cam unde mergem pe linia asta. Deci banii tăi din bancă nu se mai iei dacă nu îți îndeplinești condițiile de stat. E adevărat că atunci când general mergi și vorbesc cu cineva, mi-am aminte că vorbeam acum cu directorul general de la una dintre cele mai mari companii din România și zice, dom'le, știți că taxul, da, lasă. Anul ăsta cred că de 10 ori mai sunt. Dom'le, hai, fă-mi repede ceva, că nu mai iau bani, fă nu știu ce, dăm. Da, dar zice aia, lasă-mă, în România nu se întâmplă. Dom'le, pe m-am gândit. Ok. Pentru că, vedeți, până la urmă, Uniunea Europeană s-a prins că chestia asta cu angajamentul, mai ales politic, face cât o ceapă de gerat. Și atunci s-a gândit să vină cu niște chestii mai eficiente. Și până la urmă, ce e mai eficient decât bani? Sau modul de a-ți restricționa bani. Iar băncile, cum au o dublă supunere, Banca Națională, Banca Europeană, nu prea cârie. Deci nu prea cârie. Deci astăzi, de exemplu, dacă vreți să mergeți să vă luați, mă rog, nu ca persoană fizică, dar ca și firmă, de la Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Investiții, fără să prezinți rapoartele astea și fără să dovedești că deplinești standard, sunt deja standarde specifice pe taxonomie, nu e bani. Deci poți să te pui în cap, nu-ți dau bani. Lucrurile sunt de o dinamică extraordinară și noi stăm afară și dormim păpuci, da, dormim păpuci și astea vin peste noi. Și o să vină rău de tot, zic, o să vină rău de tot. Mă rog, o să avem totdeauna o șansă să ne alăturăm, lui Putin, nu mai am și președinte de astăzi, șansa deschisă. Să știți că nu prea există altă variantă. Deci întotdeauna trebuie să fim într-o tabără. Și nu sunt, de-a treia tabără nu există. Una sau alta. Dar și pentru una trebuie să fii pregătit și trebuie să rămâi acolo. Și transportul, la nivelul transportului sunt câteva elemente, 95 de grame de dioxid de carbon. Până în 2025, în 2025 avem 87 de grame de dioxid de carbon. Știți că nu ai voie să vinzi mașini dacă nu ai această normă de 95 în momentul de față.
respectiv din 2025 va fi 87, din 2030 va fi 47, iar din 2035 nu mai ai voie absolut deloc să vinzi mașini care scot dioxid de carbon. Deci, acesta este trend. Dacă aveți curiozitate, puteți să găsiți un studiu pe care l-am făcut anul trecut, în primăvară, pe această directivă, să vedeți cam cum vor evolua prețurile mașinilor noi și vechi. Pentru că totul se va traduce, din nou, în bani. În momentul în care îți scade oferta, ce se întâmplă cu cererea? Cu prețul. Având o ofertă mai mică decât cererea, prețul se duce dracu. Să vedeți că 40-80% îs prognozate crește. Adică, inclusiv dacă vă uitați la când a apărut norma de 95 față de 127 când era înainte, adică în anul 2020, uitați-vă puțin la prețurile acelorași tipuri de mașini între, nu știu, 2015, 2003, 2020 și după 2020. Și să vedeți că aproape toate s-au dublat. Aproape, aceeași mașină vorbesc, deci nu altceva. Și s-au dublat și din cauza aceasta, pentru că a scăzut pur și simplu ofertă. Cererea a crescut și dealerul și-a permis, producătorul dealerul și-a permis să vină cu aceste prețuri. Vă dau un exemplu, nu știu dacă știți, există o mașinuță foarte frumoasă, scoasă de japonezi, se numește Suzuki Jimny, e un fel de A-Class în miniatură, scos în 2018, deci a fost lansat pe piață în 2018, un succes extraordinar. Deci mașina a fost pusă în vânzare cu 15.000 de euro preț de fabrică, pentru că cererea era foarte mare, se vindea cu 25-30.000 de euro. Deci atât de mare era cererea. După 2 ani de zile, japonezii au oprit definitiv producția, pentru că n-au reușit, deși doar un motor de 105 cai putere și 1.500 de centimetri, n-au reușit să ajungă la 95 de grame. N-au reușit să ajungă la 105. Și au oprit producția, știți, încă o dată. Se vindea dublu. Adică profit 130% avea el. Și au oprit, pentru că n-au reușit să facă asta. Bine, au oprit pentru piața europeană. Deci, să ne înțelegem. Mașina nu se mai face pentru piața europeană. Deci, ca să înțelegeți un pic cam care este dinamica lucrurilor și dacă vreți să vă cumpărați mașini cu care să vă faceți treaba, vă recomand tot așa. Mai aveți un an până în 2025. Și efectual încă 5 ani limit, așa până în 2030, după aceea așteptați-vă să dați pe o mașină cam cât dați acum pe un Porsche sau pe alte tipuri de mă refer pe o mașină puternică, o mașină în sensul acesta. Deci cam asta este Green Deal-ul despre care discutam. Și una dintre problemele puse era legată de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Știți, asta e o chestie, Europa trebuie să fie liderul reducerea de emisii de carbon, pentru că se spune că întotdeauna Europa a fost cea care a dat startul la tot ceea ce s-a întâmplat în lume în ultimii 2000 de ani și ca tare și acum tot Europa trebuie să fie acest vârf de lance. Aici vedeți pe primul loc când emisiile de dioxid de carbon se găsește China, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană pe locul 3, dar foarte aproape de India, de Rusia și de alte țări. Din păcate, multe dintre aceste țări nu și-au propus nimic din punct de vedere de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Atunci se pune totuși întrebarea, ok, dar de ce Europa a venit cu această construcție, cu acest mesaj, ca să-și asume acest rol, deși, repet, Europa înseamnă undeva la vreo 16% din toate emisiile de dioxid de carbon ale lumii. De ce totuși Europa? Pentru că asta e. Auziți la televizor sau dacă vreți să citiți sau dacă vreți să ascultați pe președintele Consiliului Europei, asta spune, domnule, trebuie să ducem emisii, trebuie să ducem emisii. Este chiar ăsta scopul unei europene? Sau e bun acest scop? Ce părere aveți? Păi părere trebuie să aveți, da sau nu? Nu. Ok. Și totuși, de ce mergem mai departe? Care credeți că este explicația? Suntem de... Cum? Nu mai sunt dependenți de gazele rusești. Da, e o chestiune, dar nu doar de gazele rusești. Deci problema e corectă, cum a spus, mă rog, apărea această idee că suntem proști, suntem nebuni, suntem... ne vindem ușor, să zicem. Lucrurile, de fapt, nu sunt chiar așa. Pentru că problema reală a Europei
este dependența extraordinar de puternică. Zic că Europa, în momentul de față, este 87% dependentă de resurse energetice de import. Cărbune, uraniu, petrol, gaze naturale, absolut tot. Deci e o dependență extraordinar de mare. Această dependență urmează să crească. Să crească, să sară de 90%. Ori în momentul în care tu ești atât de dependent, de fapt, ești foarte vulnerabil. În același timp, nu poți să ieși în gura mare pe televizor să zici chestia asta. Pentru că dacă ai ieșit și ai zice, care ar fi consecința imediată? Deci dacă ar ieși ursula și ar zice, bă, fraților, e nasol. Suntem 87% dependenți și o să fim 90% dependenți față de 5 ani. Ce credeți că o să se întâmple? Panică, bursele cad, probleme sociale, acțiuni. Deci nu poți să vii să spui chestia asta. Și atunci ce faci? Întotdeauna când nu poți să spui. Găsești o poveste frumoasă. O poveste frumoasă care să fie ancorată și niște realități. Pentru că, da, uite, am avut o iarnă care a nins odată. Am avut furtuni. Da, sunt niște schimbări climatice pe care nu poate să le nege nimeni. Adică omul le vede, da, există. Doar că îmbrac eu frumos problema gravă care am în spate, cu această problemă frumoasă, care are și un element de credibilitate și merg cu ea mai departe. Și atunci țin cât pot de mult panica sub control, nu las cursele să se prăbușească, nu las să se întâmple nimic din punctul ăsta de vedere. Pentru că... Aceasta este o curbă care a fost stabilită matematic în 1956 de Kluber, care a fost unul dintre cei mai mari geologi americani, care în 1956 a publicat o lucrare cu această curbă, care spune că absolut orice resursă este descoperită, se dezvoltă, crește, atinge o maturitate, descrește și dispare. Pentru că a avut teoria asta în 1956 în America, apropo, în America, a fost dat afară din Societatea Americană de Geologie și a zis că ești nebun. Deci petrolul nu va dispărea niciodată, pleacă dintre noi. A fost reabilitat în 1976, după marea criză energetică din 1973. Deci, prima dată lumea încă, dar stai că, uite, se gata, nu mai avem. Au început acțiunile, au început să crească prețurile, au început panica și Hubert a avut dreptate. Acum 50 de ani când a zis, 20 de ani când a zis chestia aia, și l-au reabilitat, pentru că a venit doar un an și a murit omul. Dar ideea este că a rămas această teorie importantă, de faptul că absolut tot ceea ce oamenii se descoperă de sfat. Primul rând, trebuie să vedem că această succesiune a formei de energie nu a mai existat în nicio teorie. Am avut lucrurile care a fost petrolul a fost înlocuit de gaze naturale, în elecție și el, în care a înlocuit gaze, e o chestie absolut naturală. În momentul în care atingi maximum, sunt alte resurse care se bat aici, ce vedem, cred o analiză făcută de Agenția Internațională de Energie, undeva spre 2030 și se prognozează atingerea acestui vârf. La Țiței, de exemplu, atingerea vârfului este stabilit undeva la undeva de 2028, după AIE, Agenția Internațională de Energie, 2032, pe urmă, chiar dintre cei mai mari consultanți în domeniul energiei din lume. Deci, cumva, lucrurile vor intra într-o oarecare panică după această perioadă, respectiv după 2035, atunci puteți să înțelegeți de ce și 2040. De ce și Green Deal? Pentru că toate studiile vorbesc în momentul de față că pentru a converti o societate. Deci dacă astăzi îmi propun ca România să treacă de pe formele care le are astăzi, gaz, petrol, cărbune, energie, hai să zicem, eoliană, fotovoltaică, nuclear, să trec pe acestea, studiile arată că e nevoie de între 25 și 35 de ani. Adică nu poți să o faci. M-am hotărât și mai negat. Nu, pentru că am nevoie de resursă financiară, am resursă umană,
am nevoie de construcția echipamentului, de realizarea echipamentului, de toate aceste elemente. Și atunci, studiile, simulările care sunt, bă, ai nevoie de 25-35 de ani. Și atunci e normal, în momentul în care văd că m-am putut de acest vârf, ca eu să vin să fac ceva. Nu, bă, nu pot să vin să zic, bă, Dubai, nu mai avem resurse. Începe să ne împuștăm în pații pe stradă. Facem ca Mad Max. Tu vin și te bag într-o chestie frumoasă, îți spun o poezie, uite, uite, am dat, uite, poezia asta chiar în parte cu realitatea și încep și schimb ceva. Sau nu schimb nimic, cazul României, sau schimb lucruri proaste, tot cazul României. Pentru că oricum, din păcate, vom ajunge la o astfel de situație și lucrurile nu sunt deloc unele foarte bune sau cele mai ok. Și haideți să mergem un pic să vedem apropo de România. Știți că România este de foarte multe ori acuzată, guvernul României este foarte multe ori acuzat, că producem ieftin, care producem ieftin energie electrică pe care o vindem la export și cumpărăm energie scumpă în diverse momente. Și dacă vă uitați pe acest grafic care înseamnă datele care 10 minute luate de la trasele hidrice, pe perioada mensilei. Sunt exact ce s-a întâmplat în România, datele comunicate. Într-o zi, 24 de ore, avem partea legată de producție și avem partea legată de consum. Ce, scuze, partea legată de consum, partea legată de producție. Ce vedem? Avem în România două vârfuri de consum. În general, în România, între 6 dimineața și 10, avem un consum foarte mare, după care consumul nostru stabil de energie, după care am un vârf seara, când am iluminat public, când am alte activități. Exact, am consum exact când nu produc. Pentru că văd că am soarele aici, care când nu produce? Când produce când nu vreau deloc energie, sau mă rog, vreau puțin energie peste zi, nu produce seara pe dimineața. Eolienele, mă rog, cupa de fund, care ți-a dezăr pe eolienele cu verde, după aveați unde pus în scadă noaptea. Deci, marea mea problemă este că produc atunci când nu consum și consum atunci când nu produc. Și jos sunt prețurile din exact aceea zi de pe o copă. Ce ne arată prețurile? Exact ce s-a întâmplat la minutul respectiv. Deci când producția a fost atât cât a fost prețul pe intrare. Ce ne arată? Ne arată că prețurile sunt foarte mari când consum. Și logic. Care este de 4-5 ori mai mare decât atunci când produc, dar n-am cui să dau energie. Și atunci ce fac cu concurent, eu ca operator de sistem de transport de energie electrică și mă rog, ca și furnizor în final, păi pot să mă chinui să vând și vând pe 2 lei, mă rog, 0,5 lei ca să iau date din acest grafic. Unor țări foarte deștepte, vezi Serbia, care și-au făcut, încă din vremea lui Tito, o grămadă de stocări de energie electrică, care îmi cumpără la ora 12 energia cu 0,5 și care ne-o vinde în acea zi la ora 6 cu 2,5. Deci marcând 5. De 5 ori, de 5 ori, diferență de preț. De ce? Datorită construcției noastre. Deci noi am construit sistemul ăsta. Așa l-am construit. L-am construit ca alții, din alte țări, pe țările care au simțit foarte bine, în fine, mulți ani în urmă, această situație, și care face bine, zic, suntem neproști, păi, dar ce face? Da, nu vrea nimeni. Că și bulgarul are soare când am soare, și ungurul are soare când am soare, deci nu-i trebuie atunci. Nu-i trebuie. Atunci, eu nu pot, n-am ce face decât să pun pătura pe panou sau să blochez curbina, să se învârte. Nu da, nu da, asta nu da, 0,5. Dar seara îmi trebuie. Că nu seara toată lumea vrea să stea la lumină. Că nu 2,5. Și iată de cum am construit noi un sistem, cu mâna noastră, mă rog, noi cei de față, dar care îl suportăm noi. Pentru că diferențele astea le plătesc consumatorul. Hai să discutăm un pic prosumatorul. Sunteți care erau prosumatori? Asta și treaba. Altcineva nu? Deci nu v-ați băgat. Ce credeți despre prosumatorii? Buni, răi,
în avantajul nostru al românilor, ce știți despre ei așa în general? Știți, un prosumator practic este cel care își montează un sistem de producere energie electrică bazându-se pe sisteme fotovoltaice, care atunci când există surplus se injectează în rețea, când există deficit consumă din rețea, cu condiția ca în 2 ani de zile să-și echilibreze această diferență între producție și consum și cu obligația de a plăti exclusiv tarifele de transport distribuție atunci când consum. Deci așa mare este definiția prosumatorului. Dar sunt buni, sunt răi? Ce credeți? Da, crește, nu? Am avut anul trecut 70.000, acum avem 110.000. La anul să avem 200.000. Dacă cineva atunci când, în 2008, venea și spunea, dom'le, în momentul în care pui sistemele fotovoltaice, trebuie să te gândești că trebuie să-ți găsești niște parteneri comerciali care să se buleze după consumul tău. Ca să nu zic neapărat că trebuie să-ți faci baterii, să se buleze după consumul tău. Deci am făcut? Ai zis, dom'le, facem prioritate. Deci prioritizăm, băia, poți să consume oricând. Eu opresc tot. Opresc tot ca să consumi ăla. E ca și popolit, ca și când treci pe autostradă. Bă, vine wow cu girofarul, dar până se dă la o parte să treacă. Da, ok, se dă la o parte. Dar aia de pe margine sunt de fapt baza. Nu ăla singur care îți trece cu girofarul pe acolo. Păi dacă nu-i țin cu aia de pe margine, să lucreze, să fie în alte... Și ce am făcut? Păi de fapt, prin metoda asta mă omor în cărbune. Deci cărbune nu l-am omorât cu el. Nu l-am omorât cu el. Pentru că eu făcând din centrale pe cărbune, niște sisteme doar de echilibrare. Ce am făcut cu acele sisteme? O centrală pe cărbune ca să, sau una pe gaz, dacă vreți, ca să, rentabil, să fie rentabilă, trebuie să aibă cel puțin 6.000 de ore de funcționare pe an. Păi eu dacă ăla îl porneam și mă opream, după cum bătea vântul la propriu, la figurat, îl avea 2.000 de ore pe an. Păi la 2.000 de ore nu avea tarif. Avea de 3 ori mai mare ca să poată să supraviețuiască. Că nu avea ce face. Dacă nu făcea 6.000 de ore, eu scoteam banii în pământ, să vedea tarifă de 3 ori mai mare. Și s-au închis, bă, nu mai-s rentabil, închide. Da, nu-i rentabil, dar cum i-am închis? Mâna noastră i-am închis. Deci nu, nu, astea sunt povești, la adormi copii. Dar vezi că aici asistă. Și atunci de la prosumatorul, da. Deci prosumatorul, așa cum e astăzi, vorbim de baterii, vorbim de altceva, ce-mi face? Păi el îl produce aici. Îl dă furnizorul. Furnizorul e obligat să ți-l ia, nu vrea și să-l vând. Cui? Nu vrea nimeni. Păi, mă duc și eu, la sân, mă duc, bă, ți-l dau oricât, cu 0,5, cu 0,2, mă ia mi că n-am ce fac. Ok, îl ia cu 0,5, pe care prosumatorul vine, știi, vreau. Mie dă, seara, energie. Uite, de 2,5, nu știu. Eu ți-am dat, deci mi-o dai cu același preț. Diferența între 2,5 și 0,5, cine o plătește? Toți ceilalți. Adică cu cât o să crească numărul prosumatorilor, cu atât ceilalți o să aibă niște costuri mai ridicate, pentru că pe sistemul actual trebuie să plătească diferența. Pe de altă parte, tot prosumatorii ce fac? Păi, practic, când cresc tariful de transport și distribuție, tariful de transport e același. Deci eu, când am dimensionat o rețea de energie electrică, am dimensionat-o pentru 100.000 de clienți, să zicem. De mie, dacă îmi pleacă peste 2 ani, 50.000, tot cu costurile alea de 100.000 rămân. Eu trebuie să-mi plătesc dobânzile, trebuie să-mi plătesc oameni, deci mi se schimbă nimic. E ca pe autostradă. Ok, eu am dimensionat să treacă 3.000 de mașini pe oră. Dacă îmi trec 2.000 care îmi plătesc taxa sau îmi trec 1.000, trebuie să cresc taxele ca să pot să recuperez costurile. Exact, fel și aici. Adică cu cât am mai mult consumator, cu atât mi se crește tariful și iarăși mi se adaugă niște elemente. Acum, pledoaria mea nu este că prosumatorii nu sunt buni. Sunt foarte, foarte buni, sunt foarte necesari și trebuie să se dezvolte. Dar, într-un sistem echilibrat. Primul și primul element este ca absolut orice investiție, absolut orice se întâmplă, nu trebuie să fie un deranj sau să aducă niște costuri suplimentare pentru celălalt. Deci dacă prosumatorul vinde, sau furnizorul vinde prosumatorul cu 0,5 și cumpără și dă cu 2,5, asta înseamnă că îl ia 5 kW și întoarce seara 1 kW. Asta e realitatea.
Pentru că dacă nu se întâmplă treaba asta, altcineva trebuie să plătească această, pentru că nu o plătește nimeni. Adică am fost ani de zile director de vânzări. Deci eu nu pierd. Eu nu mut într-o parte în altă. Asta fac. Deci eu sunt acolo pus să fac profit la firma respectivă. A, ok. Ați văzut ce s-a întâmplat și cu celebra plafonarea prețurilor în magazine, la produsele de bază. Ați văzut ce s-a întâmplat. Apoi a venit șeful de magazin și a zis, bă, eu am target. Nu? La orice, direct, ai target, ți-ai target. E ok. Plafonez la 5 produse, crezi la celelalte. Păi total nu are în cont. Bugetul familiei, păi cam tot de acolo. Deci, ok, nu plătesc 2 lei pe pâine, dar plătesc 10 lei pe detergent. Într-un final, omul tot atât plătește. Care a fost singura miză, de fapt? Prostia. Atât, asta a fost singura miză. Bă, ce mare lucru am făcut. Din perspectiva buzunarului, nimic efectiv. Deci spuneam că prosumatorii nu sunt lucrurile lor, sunt foarte buni, dar în primul rând sistemul trebuie să fie corect. Adică, dacă asta e realitatea, asta trebuie să o suporți și nu lozinci. Deci, nu lozinci. Noi, în general, mergem pe lozinci. Fie că sunt politicieni, fie că suntem cetățeni, mergem pe lozinci, nu lozinci. Elementele concrete de calcul, tehnic, economic, sunt de bază. Restul sunt povești. Și a doua problemă este legată de gândirea celor sisteme în treabă de stocare. Pentru că ori de câte ori veneau oameni și ziceau, domnule, da, ok, ce-mi recomanzi? Te vreau să mă fac o sumator. Primul lucru să zicem, domnule, faceți-vă stocare. Pentru că e cea mai idiotă situație în care eu să am panouri pe casă, să am un sistem și mâine, poimne, se întâmplă ceva în rețea și o să stau să mă uit la el. Că sunt nebun. Bă, primul și primul rând trebuie să mă gândesc la reziliența mea. Deci orice se întâmplă în sistem, eu să supraviețuiesc. Asta e elementul de bază al unei ființe. Păi și atunci, dacă este elementul de bază, primul, pun baterii. A, că nu pun poate neapărat la puterea totală, ca să-mi duc o centrală, să mi se aprindă două becuri, să meargă hidroforul. Deci astea sunt elemente de reziliență și trebuie să mă gândesc la, la chestia asta. Nu pot să nu le iau în considerare. A doua problemă este legată de faptul că prosumatorii, când au apărut în America acum vreo 50 de ani, bateriile erau, pe de o parte, foarte scumpe și erau foarte puține. Nu aveam aceste structuri care le-am astăzi. Pentru că prosumatorii așa au apărut. Eu s-au dezvoltat în statul de America și atunci, ca să-i ajute statul, am zis, bă, voi faceți-vă, ca să nu vă coste foarte mult cu stocări, cu baterii, noi vă luăm, vă dăm înapoi, dar voi vă dezvoltați în timpul acesta. Nu mai suntem în vremurile alea. Deci astăzi o baterie de 5-60 de ori mai ieftină decât era atunci. Deci ca să vin să-mi pun astăzi două baterii, nu mai e o problemă. Mai este o problemă de număr de baterii. Atunci nu găseai, era o problemă legată de apă. Nu, toate s-au dispărut asta. Și atunci, da, astăzi prosumatorii ar fi trebuit să aibă această capabilitate să stocheze energia și să respecte comunicul. Asta e un grafic care am încercat să vă arăt ceea ce înseamnă producția de gaze și respectiv consumul de gaze. Cu albastru producția odată cu extragerea gazelor din Marea Neagră. Deci vedem 2040 de undeva pe aici. Deci noi avem încă vreo 7 miliarde în acel moment, care față de un consum previzionat în concordanță cu măsurile de eficiență energetică, înseamnă că avem, repet, încă vreo 7% resurse. Deci dacă eu ajungam în 2050, în care o să mai am, conform acestei prognoze, 2 miliarde, da, aș putea să zic, bă, ok, 2050, mi se pare absolut normal să vin cu niște măsuri. De așa, când voi atinge această producție, deja majoritatea oamenilor, sau dacă vreți chiar toți să folosească aceasta, pentru că e critică. Domnul Ipată nu e critică pentru țara. Acă toate țările sunt aici, sau deja sunt jos, e altceva. Dar, de la urmă, fiecare trebuie să-și apere acest interes. Și pentru că sunt jos, uitați și ce au făcut. Deci Danemarca, din 2013, a interzisat acordarea cu biologie. Nu exista nicio directă din sanitate. Nu mai au dat voie. Norvegia, 2017, Olanda, 2018, Franța, 2022, Austria, 2024, de anul ăsta, Germania, de anul ăsta, mai ar putea în 2025, Belgia, 2025. Deci alte țări, fără nicio directivă, ținând seama de acea curbă a lor de producție import, respectiv de pericolul pe care îl aveau, au făcut acest lucru. Deci au făcut acest lucru.
dar l-au făcut ținând seama de niște elemente foarte concrete și foarte reale pe linia aceasta. O problemă, sau cea mai mare problemă care va exista în viitor, va fi cea legată de încălzirea orașului, încălzirea aglomerelor urbane în general. Va fi clar cea mai mare problemă care va exista și pentru care trebuie o pregătire corespunzătoare în viitor să fie dus. Dar asta nu se face cu subvenții, ci se face cu abordări inginerice. Deci ce vedeți sus reprezintă sistemele de termoficare sau dacă vreți portele de energie în două localități, Oradea și București. Cu subvenții. Deci pe primul loc în Oradea, dacă îi luăm cu atâtea subvenții care există astăzi, cel mai bine este să arzi lemne de fără. Deci asta e cea mai bună variantă în Oradea astăzi. În București, cea mai bună este să te raportezi la sistemul de termoficare, pe subvenții. Dar ne scoatem subvenții și le dăm deoparte. Cea mai bună metodă în Oradea este să te raportezi la sistemul de termoficare. Deci e mult mai bine decât gaze, e mult mai bine decât lemne, e mult mai bine decât orice. Și respectiv, în București, cea mai bună gaze naturale, plicările de foc și termoficarea mică pe ultimul loc. Deci, gândiți-vă, sper în București, termoficarea e 1000 de lei și omul plătește 300. În Oradea, este 49 față de 441. Deci, 73 față de 441. Adică în București e de 350%, în Oradea e de 30%. Nu poți. Nu poți să mergi la infinit cu sistemul din București. Deci nu poți. Adică, o subvenție poate să fie, bă, te ajută eventual 2 luni, te ajută 3 luni. Ne ajută. De 14 ani ne ajută. Și de 14 ani s-a ajuns de la câteva zeci de procente la câteva sute de procente. Păi nu se poate decât să dispară acest sistem. Dacă nu vii, trebuie să niște măsuri inginerice. Pentru că diferența între București și Oradea nu este în termoficare, nu refer, este dată în primul și primul de numărul de consumatori. Dacă am un sistem mare, care împar la puțin consumatori, e clar că îmi dă un tarif foarte mare. Dacă am un sistem mare și împar la lumea mare de consumatori, tariful mi-e foarte mare. În Oradea am 75% în momentul de față racordați la sistemul de termoficare. Asta înseamnă o rentabilitate foarte ridicată pe sistemul de termoficare față de București, unde gradul de utilizare e undeva de 10-12%. Adică 10-12% îmi aduce bani, care trebuie să-mi acopere 89-90% de capacități care nu sunt acoperite. Normal că trebuie să am de 3 ori mai mare respectivitate. Dar ghiciți cine plătește acea diferență la București? Deci, cum? Dar cum? Nu e pe taxe și impozite, deși din când în când mai e și pe taxe. Adică dacă vă aduceți aminte, Nicușor, anul trecut s-a dus în martie, domnule, nu mai am bani să plătesc și eu dat un milion de euro mai plătească, care erau din taxe și impozite, din banii speciali. Dar cei mai mari nu sunt din taxe și impozite, ci sunt din factura de electricitate. Deci dacă uitați în factura de electricitate, dacă mergeți acasă și la factura de electricitate, o să găsiți acolo o poziție care se numește taxa de cogenerare. Taxa de cogenerare pe care o plătiți noastră și cam 3-4% din factura de electricitate, a fost introdusă în anul 2011, în baza unei directive europene, care stabilea ca să se abordeze situația în felul următor. Fiecare om să dea un leu pentru ATO, să dea o sumă de bani proporțional cu cât consumă, cu scopul de a împrumuta companiile, a împrumuta statul și statul mai departe companiile, companiile să folosească acești bani care sunt mult mai ieftini decât să ia bani de la bancă, să construiască niște sisteme
de generare a energiei electrice bazându-se pe o generare de înaltă eficiență, adică 55 până la 85% randament. Astăzi randamentele centralele existente sunt 25-27%, adică pur și simplu îți dădeam niște bani gratis, pentru că eu public nu trebuie să-mi dai nimic dobândă înapoi. Tu cu banii care ți-am dat eu în 10 ani de zile făceai 20 de astfel de centrale de cogenerare. În momentul în care ai terminat de făcut centrale de cogenerare, scoteai centralele vechi, ce făceam? Veneam cu niște centrale cu dublu, cel puțin dublu randament, asta însemna că scădea la jumătate tarifă. Foarte inteligent. Deci asta era principiul directivei europene. Dar directiva europeană avea o anexă, anexa 2, care avea o notă mică undeva scrisă în subsol la un asterisk, care spunea, pe bună dreptate, că în situații deosebite, statele membre pot să folosească acești bani în scopul de a rezolva niște situații temporare. Deci ce s-a întâmplat în România cu 2,7 miliarde de euro care s-au adunat în cei 12 ani. Câte centrale de cogenerare s-au construit? Zero. Pentru că noi am folosit doar acel asterisk. Adică toți banii de 13 ani îi folosim ca să meargă într-o proporție majoritară în subvenționarea celor din București. Pentru că acolo e gros. Mi-aduc aminte, noi pe asociație avem mai multe programe. Dintre programe pe care le avem este în electrificarea cătunelor fără energie electrică din munții României, mă rog, din România în general. Avem vreo 35 de cătune pe care le-am electrificat în mod voluntar. Și mi-aduc aminte de un bade pe care l-am întâlnit într-un cătun undeva, fără drum de acces, fără nimic, 90 de ani. N-avea niciun venit, deci creștea vaci, vindea brânză, lapte, brânză în general și își plătea, el avea curent, acolo avea tras curent și plătea curent. Și mi-a arătat factură. Uitam pe factură, plătea vreo 3 lei pe taxa de cogenerare. Adică omul ăla, fără niciun venit, care trăia vai și amar de lui, plătea la unul care câștiga 2, 3, 4, 5, 6, 10 mii de euro în București ca să aibă energia termoficată subvenționată. Deci ca să înțelegeți cam cum stau lucrurile pe această linie și doar două chestii vă mai zic, după care intrăm într-o pauză. Faptul că militez pentru ca centralele pe gaze să nu fie eliminate până anul 2040 și să discutăm cel puțin de 2050, se bazează pe aceste cifre. Că cum va evolua consumul, cum va evolua producția din România. Asta nu înseamnă că trebuie să fim absurzi, să ne culcăm pe ureche și să stăm până în 2050. Trebuie să înțelegem că lucrurile, clar, sunt într-o tendință în care gazele naturale, pe de o parte, vor fi tot mai puțin, pe de altă parte, vor fi tot mai scump. Să vă arăt niște analize, băncii mondiale, se preconizează că până în 2050 va crește cu 300% prețul gazelor naturale. Adică, pe lângă faptul că va deveni tot mai puțin, mă rog, tot mai puțin înseamnă cerere mai mare, înseamnă prețul mai mare. Oricum trebuie să ne pregătim. Odată că va dispărea, doi că va fi tot mai scump. Și atunci, propunerea pe care am făcut-o, încă de câțiva ani, Guvernul României, în baza unui studiu, a fost ideea de a crea politici regionale energetice și de a nu mai merge pe politici naționale. Adică, vremea comunismului, în care nivelăm ca tot să fie la fel și tot să aibă aceeași, a trecut. A trecut și s-a dovedit că nu se poate face. Ce mă interesează din punct de vedere energetic? Păi din punct de vedere energetic mă interesează ca în fiecare zonă să fructific cea în acea zonă. Dacă în zona transilvaniană am gaze naturale, dar o să mă apuc să construiesc conducte prin tot felul de extremități, să mă apuc să le transport, să le comprim, să le manipulez până acolo, care înseamnă o grămadă de costuri și care înseamnă, practic, o imposibilitate mea de a mai transporta, pentru că presiunea publică sunt de mici, când mă costă să fac nenumărate stații de comprimare, care înseamnă costul. Nu. Mă apuc și las gazele să se consume acea zonă. Pentru că n-am nevoie de stații de comprimare, distanțele sunt mici, pot să le duc fără aceste costuri, reduc prețul gazului, pot dezvolta pe o perioadă lungă și mă concentrez cu gazele naturale în zona în care le-am. Nu le-am biomasă. Deci tot ce înseamnă am capturat biomasă. Nu mai pot să bag la dracu praznic într-un cătun care de jur împrejur are numai și numai pături. Din nou, să comprim gazul, să-l duc, să-l transport, să-l duc până acolo. Doar de dragul de a tăia o pamplică la un moment dat pentru 5-10 minute. Am o zonă vestică, unde am geotermal. Am această resursă care
poate să fie folosită. De ce să mă să dezvolt aici orice altceva când am această resursă? Și atunci aici avem o politică specială pe geotermă. Asta nu înseamnă că nu o să fie și alte surse. Dar eu, ca și politică, aici vreau ca să bag bani cu prioritate în această zonă. Nu am cum să dau un ban 64 de milioane în Salini, să trag rețele de gaz aici și ca din nou să n-am pus să le convinză. Să zic peste 10 ani omului, bă, trebuie să-mi dai dublu rețul de gaz. Bă, dar n-am de bani. Dar am ce să facă, ți-am făcut, mai acum dă. Și pe am acum și inventez tot felul de exhibiții de genul ăsta. Plafonăm ca de fapt să creștem taxele, ca de fapt să susținem plafonarea. De fapt, asta facem. Am plafonat, după ce am plafonat, tot te-am ajutat, bă, dar trebuie să dai mai mult ca să dau banii, de fapt, înapoi la firmă. Că toate chestiunile astea nu sunt chestiuni care trebuie că n-ai cel mult îți țin pe loc, dacă nu te apasă mai tare în zonă. La fel, am zona din sud-estul României, în care am o cantitate foarte mare de energie electrică pe care o produc astăzi pe surse regenerabile. Și atunci, pe această zonă, e foarte important, de exemplu, să dezvolt hidrogen și un hidrogen care îmi permite să transport prin pădure, să-l folosesc în diverse zone, la fel cum în Moldova m-am gândit atunci la pompe de căldură. Câteva chestii apropo de resurse regenerabile. Ceea ce vedeți aici, o transelectrică la fiecare 10 minute sunt ponderea producții de energie solară, energie electrică solară și eoliană, total consumat fiecare 10 minute. Noi, la domnul 2012, am avut 16% media anuală a ponderii producției de energie regenerabilă. 16%. La 16% am avut 70% pe vârf de consum pondere energie regenerabilă. Adică, practic, la 16% mă găsesc în situația în care, pur și simplu, nu pot să iau această energie. Nu pot să iau un sistem atât de mântăieri la un anumit moment. La 50% când ne-am promis, pot să ajung la 200-250% de cost. Deci nu pot să o iau. Nu pot să iau un sistem. N-am ce să fac cu ea. N-am unde să o duc. Ar și ajunge să o vând negativ. Deci măcar cu 0,5. Să o vând cu minus. Nu m-a cumva, dracu, să mă scap de ea. Păi, dar suntem nebuni să construim așa ceva? Da, suntem. Că dăm în continuare atins, că dăm subiect, că dăm. Din nou s-a aprobat un plan acum. Deci, din nou, o continuare a unui astfel de plan înseamnă o mare problemă. O dată de securitate. Pentru că vor fi foarte multe întreruperi în livrare. Spică pur și simplu. Spică pur și simplu energia și, din acest punct de vedere, rămâi pur și simplu fără curent, de 3 zile, 5 zile, dacă o continui, în sensul ăsta, fără cum avea o abordare inteligentă pe zona asta. A doua problemă este o problemă de rentabilitate. Eu, dacă o să am, din nou, o turbină eoliană, ca să ne aducă o rentabilitate, îmi trebuie undeva la 4.000-4.500 de ore pe an să funcționeze. Un panou fotovoltaic care să fie rentabil pentru mine, adică să-mi iasă prețul de 60 de euro pe megawatt, cum ne lăudăm noi astăzi, ar trebui să-l am undeva la 200 de ore pe an. Eu, dacă produc mai mult decât consum și n-am cui să-l dau, ce o să fac? O să le închid. Pur și simplu, închid, blochez turbine. Sau pun pătura pe un panou. Pe dacă pun pătura, o să-mi producă doar 1000 din cele 2000. Cum o să fie prețul? Eu trebuie să plătesc la bancă, trebuie să plătesc muncii, cum o să fie prețul? Dublu! Ca să pot să-ți scot banii aia. Și atât de când ne pregătim noi cu pieptul înainte ca să mergem către energia verde și să avem o viață mai bună, și o să constatăm, ca și în cazul cogenerării din 2011, că după 14 ani e mai rău decât înainte. De ce? Pentru că toate aceste măsuri, chiar dacă sunt extraordinar de bune, le trebuie văzute într-un concept. Și acel concept trebuie să fie unitar. De exemplu, ați auzit de ideea, am și zis, de fapt, de hidrogen. Adică pot să modulez aceste vârfuri de consum apelând la hidrogen. Care este opinia voastră despre hidrogen? Deci dacă mâine v-ar pune cineva în casă, în centrala pe care o folosiți hidrogen în loc de gaz, cum v-ați simțit? Cum? Mai? Ieftin. Mai ieftin nu e, din păcate. Din păcate mai ieftin nu e.
De ce? Da, de ce? Ok, alte păreri. Deci e periculos, e instabil. Asta da, deci costul din start, am zis că nu, nu discutăm acum de... Nu discutăm. Deci costul e superior astăzi al hidrogenului față de celelalte resurse. Dar o să vă demonstrez că... Nu-i chiar așa și cu costul. Dar până la cost. Deci e stabil periculos. Alte opinii. Bun, v-ați băgat sau nu v-ați băgat în casă? Hai să simplu. Da sau nu? Cei mai din spate. Bun, hai să o luăm așa. Orice gaz combustibil e periculos. Deci gazul natural e foarte periculos. Sunt unul dintre cei 5 experți ai Ministerului Justiției de explozii. Am aproape săptămânal explozii în România. E extraordinar de periculos. Deci, anul ăsta cred că am avut vreo 30 de morți la care am participat eu personal. Fie asfixiați, fie omorâți de explozie, fie arși. Deci, foarte periculos gazul natural. L-avem în casă. L-avem. Hidrogenul e nici mai mult, nici mai puțin periculos decât gazul natural.